Peste 900 de români au donat sânge în centre de transfuzie sanguină deschise de urgență duminică în 24 de județe din toată țara, în urma exploziilor care au avut loc sâmbătă 26 august la stația GPL din Crevedia. 56 de oameni au fost răniți și 2 au murit în urma acestor explozii. Numai la centrul de transfuzie sanguină din București s-au prezentat peste 700 de oameni veniți să doneze sânge și au stat la coadă chiar și câteva ore pentru a face un bine semenilor lor. Una dintre problemele cu care noi ne confruntăm este coada. Donatorul este nevoit să stea la coadă, în special vinerea. Deci vinerea sunt cei mai mulți donatori, pentru că așa gândesc eu, vin vineri și au ziua liberă și pleacă în weekend undeva și atunci sunt interesați de să vină să doneze. Și dacă fluxul este mare și mai ales dacă fluxul este mare pe un anumit segment de timp, dacă dimineața sunt 100 de donatori în sala de așteptare, vă puteți închipui că nu putem să-i preluăm pe toți în jumătate de oră. Mai ales că ei trebuie să parcurgă niște etape care sunt obligatorii și sunt obligatorii în toată lumea, nu numai la noi. Respectiv, completarea chestionarului de autoexcludere, înregistrarea donatorului în baza de date, efectuarea unor teste predonare, consultația medicală, donarea propriu-zisă și după aceea el trebuie să rămână în continuare o perioadă în repaus, să nu îi se facă rău pe stradă. Deci, practic, trece prin niște etape, toate sunt obligatorii și toate sunt cu pierdere de timp, astfel încât deci, procesul donării se poate derula pe parcursul unei ore, oră, oră și jumătate sau chiar două ore și dacă este coadă. Noi am introdus acel donator pentru că donatorii stăteau la ușa medicului și se mai certau între ei care a venit primul, care a venit al doilea, nu recunoșteau, puneau presiune pe medic, că nu este plăcut pentru medic să consulte și când se deschide ușa să vadă că este lume multă la ușa lui. Acest ordonator, acest sistem este foarte ușor de folosit. Donatorul își ia un număr de ordine de la recepție și el este după aceea dirijat către laborator, către un anumit cabinet de consultații și nu mai trebuie să stea neapărat în picioare la ușa medicului sau la ușa laboratorului, poate să stea frumos pe băncuță și așteaptă să îi vine rândul și în felul acesta rândul nu mai poate fi contestat. A fost realizat, practic, o parte din timp s-a mai scurtat cu această digitalizare? Timpul nu poate să se scurteze cu digitalizarea, pentru că numărul donatorilor este același și, practic, medicii sunt aceiași. Deci, tot timpul acela, dar este mai organizat, este mai ordonat și donatorii nu sunt nevoiți să stea în picioare, pentru că asta era și grija noastră, că ei stăteau mai mult timp în picioare și după aceea mergeau să doneze și exista riscul să facă lipotimie. Deci este mai relaxant pentru ei, să zic așa. Dar scurtarea timpului ar putea fi realizată dacă ar fi introduse mai multe echipe, mai mult personal care să se ocupe de ei, să-i preia? Eu cred că scurtarea, deci s-ar rezolva problema cu timpul. În primul rând, dacă noi am avea mai multe colecte mobile, mai mulți oameni ar dona sânge în afara centrului și atunci nu ar mai veni atât de mulți la centru și s-ar rezolva problema dacă donatorii s-ar programa toți. Noi avem o aplicație care se cheamă Donorium, prin care donatorii pot să se programeze, numai că se programează puțin. Iar cei care sunt neprogramați se ceartă cu cei programați pentru că nu înțeleg că trebuie să intre în fața lor la donare, având în vedere faptul că scopul nu e așa, este nobil și pentru unii și pentru alții, de a dona o pungă de sânge și a salva un pacient. Însă nu reușim să determinăm toți donatorii să se programeze, pentru că, v-am spus, sunt segmente din timp când sunt foarte aglomerate, segmente din timp când nu sunt aglomerate. Dacă donatorii ar fi împărțiți în mod egal pe tot intervalul de primire al nostru, atunci n-ar mai fi așa o problemă cu aglomerațiile.
Atât trombocitele care se pot păstra maximum 5 zile, cât și plasma folosită în principal în tratamentele accidentaților și bolnavilor cu arsuri, plasmă care poate fi congelată și se poate păstra până la un an în România, vor ajunge la victimele exploziilor de la Crevedia. Printre oamenii care s-au mobilizat și au donat ieri sânge s-au aflat și medici, jandarmi, dar și pompieri, unii chiar colegi ai celor răniți în intervențiile dificile. Și pentru că nevoia de sânge este constantă, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină București face apel la populație să doneze sânge și în zilele care urmează. Să nu se lase descurajați de timpii de așteptare sau de anumite condiții, pentru că, de fapt, gestul lor salvează vieți. Pentru donatori mi-aș dori să se îmbunătățească condițiile de primire ale donatorilor de sânge, pentru că donatorul de sânge vine și se înregistrează la parter, la centrul de transfuzie și donează la etajul 2. Adică este drumul cam lung și se pierde mai mult timp și sigur că se descurajează n-a venit să doneze sânge. O nouă clădire v-ar ajuta în acest sens? Deci o nouă clădire ne-ar ajuta foarte mult și mai ales dacă toate activitățile cu donatorii de sânge se desfășoară la parter și chiar avem în plan acest lucru, construirea unui centru de transfuzie nou, modern, avem un teren. Și în momentul de față suntem în stadiul de studii de fezabilitate și se lucrează la un proiect pe fonduri europene și sperăm că în perioada următoare să demarăm construcția unui centru de transfuzie nou în București. Cât ar costa și în cât timp ar putea deveni realitate? Păi, cât timp ar deveni realitate, cred că câțiva ani, sincer, n-aș putea să spun exact, depinde. Și în ceea ce privește costurile, deci un centru de transfuzie modern în București, cu depozit de plasmă, așa cum ne visăm noi, ar costa în jur de 10 milioane de euro. Am făcut noi așa un calcul care sigur nu pot să spun că este un calcul exact, estimativ, dar cam acolo ne-am încadrat. Și banii ar putea fi toți veniți prin fonduri europene? Printr-un proiect european, exact. Este păcat să nu accesăm fonduri europene, având în vedere faptul că s-a deschis acest grant pentru sistemul medical și putem să-i luăm de acolo.